Centrul Capitalei va fi mâine blocat pentru circulația rutieră din cauza ceremoniei de investire a noului președinte al Republicii Moldova. Inspectoratul General de Poliție anunță că traficul rutier va fi limitat între orele 10 și 13. Astfel, nu se va putea circula în perimetrul pieței Maria Adunări Naționale, va fi închisă grădina publică Ștefan cel Mare. Totodată, traficul va fi limitat pe străzile 31 august 1989, București, Bănulescu-Bodoni, Maria Cebotari, Sfatul și bulevardul Ștefan cel Mare în perimetrul Palatului Republicii și al Președinției. Șoferii sunt rugați să evite deplasările în centrul orașului.